Bine v-am găsit, stimați de spectatori, decorul arată că celebrul zi de la Târgoviște arată că sunt la Sinaia. Am venit așa într-o vâjială, am venit azi dimineață și o să mă întorc duminică, o să plec duminică dimineață. Aveam nevoie de o ruptură pentru că erau vreo aproape o lună de când nu ieșisem din București și poate că în memoriile mele care nu o să le scriu, voi preciza această boală a mea după două săptămâni, dacă nu ies, nu miș, nu mă mișc, nu neapărat timpul, adică să, sunt într-o localitate, trebuie să mă duc în alta, să dorm acolo măcar o noapte, adică și atunci îmi recapăt inspirația, nu o știu, uite, deja am inspirație, chiar dacă am condus și chiar dacă la Comarnic am făcut numai jumătate de oră, la coadă. aici în frig, ca așa o să mă întrebați cum e vremea la e frig de rupi. Nu asta este important. Uh, am uh, întârziat uh, un pic cu această înregistrare deoarece aveam, a trebuit să-mi aduc microfoane aici, știți că rămăsesc și o să las aici toată mașinăria de Sinaia. Am făcut bine pentru că în seara aceasta, pentru că am putut am avut timp, astfel, să iau cunoștință de celebru document în legăt primit de la ucraineni în legătură cu George Simion. document care a fost desecretizat de Marcel Ciolacu în seara asta. Documentul -are, îl, îl ați văzut peste tot, hai să vi-l prezint și eu, pune foarte clar, Vă citesc. E eu, eu o dată și în engleză. Uite, de ce în engleză? Așa. Este o adresă făcută de guvernul României în legătură, în legătură cu declararea lui Simon indezirabil pe teritoriul Ucrainei și pe teritoriul Moldovei. S-a făcut mare caz de la televiziunea Antena 3, începând și terminând cu candidații Mircea Joan Elena Lascone, dar mai ales Nicolae Ciucă, de faptul că domnul George Simion a interzis în Ucraina, deoarece a fost documentat de serviciile secrete ucrainene ca fiind. Spion rus. Eu spun prostia. Așa, era un termen, spion rus. Da. Documentul, și atunci domnul Marcel Ciolacu ne-a ținut în șah, a lăsat opoziția, și o să vedeți, să spună, să ceară desecretizare, desecretizare, desecretizare. Și opoziția a mușcat, ca și presa și în seara aceasta Marcel Ciolacu, dovedind o abilitate genială, ca se spune, o șiretenie, a desecretizat adresa primită de la ucraineni și în care ucrainenii arată de ce este persoana non grata, nu, persoana indezirabilă pe teritoriul Ucrainei, repet, nu numai din, sunt foarte mulți români care nu sunt lăsați să acționeze în Ucraina de regulă cei care duc activitate românească în Bucovina, în rândul românilor și care pun problema chiar unei dintre ei a unirii, a revenirii Bucovinei la patria mamă, dar de ce Bucovina este un teritoriu românesc. Activ News a avut inspirația să publice lista. Sunt foarte mulți jurnaliști, cum este și Kelemen Hunor. Eu, de exemplu, dacă aș cere viză pentru Ucraina, nu cred că mi-ar da. Pentru că probabil că sunt monitorizat de ei și faptul că nu, când, nu ridic în slăvi Zelenski, e considerată activitate. Activitate, nu știu, anti ucraineană Hai să vedem, da? În conformitate cu ordinul prim-ministrului Ucrainei Denis Simfal, care a răspuns la scrisoarea primului ministru României, dorim să vă informăm că Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să aplice o măsură administrativă restrictivă sub formă unei interdicții de călătorie în Ucraina împotriva deputatului român George Simion. Această decizie a fost luată pe baza informațiilor disponibile. Citez! Poți să citați cu privire la activitățile anti-ucrainene, anti ucrainene, și eu, teoretic, potrivit serviciilor de securitate și eu în activitate, dar cel mai anti-ucrainene, Trump. Cu, ați văzut, zice el că să facă pace cu Putin, da? Ale acestui politician care sunt contrare interesului naționale ale Ucrainei și aduc atingere suveranității și integrității teritoriale ale acestea. Declarațiile lui George Simion urmăresc discreditarea Ucrainei pe scena internațională și promovarea de la Eu, declarațiile mele pot fi considerate că discreditează Ucraina și afectează interesele. Nu știu mai dacă e vorba de declarațiile mele pot să afecteze un regim trecător cum e al Zelenski nici într-un caz nu pot afecta adevărul. Dar, repet, primul care trebuie să fie declarat indezirabil este Trump. Că ați văzut ce a zis. A zis despre Zelenski că este cel mai bun agent de vânzări. Păi ce vrei mai mult? De asemenea, nu știu, discreditare, da? Declarațiile lui George Simeon sunt orientate spre discreditarea Ucrainei pe arena internațională și ale mele și promovarea ideilor unioniste, ceea ce reprezintă o amenințare pentru securitatea națională. Normal. Ucraina consideră că Bucovina îi aparține și face parte din teritoriu și orice cetățean român care spune că Bucovina e Românie și chiar spune putem să o om. este tratat drept unionist, la fel Igor Dodon, cum aș spune, acela, cu, a și spus domnul Celacu, l-a declarat indezirabil pe, pentru activitatea sa unionistă. Da? Destimați de în de mă repet. Ia uite, mă stați așa. Și repet, cum să zic, dacă se poate spune neutru. Ca, ca un comentator. Toate țările au, ca și noi, o mare, ca și ruși, ca și ucrainene, ca și noi, o chestiune care privește integritatea teritorială. De exemplu, la noi, și orice cetățean, dacă la noi vine un cetățean ungur și desfășoară pe teritoriul României o activitate în care spune că Ardealul e al Ungariei, punctul lui de vedere, noi ne asumăm dreptul să îl dăm afară. În la Ucraina este o, un regim, adică din 90 este o țară ultranaționalistă care persecută minoritățile naționale, nu numai uh, rusești, ci și uh, ungurești, pentru că ea și românești, ea are și polonezi, ea are multe minorități, pentru că și ea este la un moment dat un stat artificial în anumite zile. Uh, George Simeon a fost și este faimos prin bătălia lui pentru unirea Moldova, Basarabiei cu România și prin unirea Bucovinei cu România. Putem să discutăm dacă din punct de vedere politic e bine, dacă e bine să agiți ideea unionistă, dar repet, este o chestiune a libertății de expresie. Și o altă țară, Moldova sau Ucraina, are dreptul să nu-ți dea voie. Repet, o spun acum la rece. Dacă ea consideră că eu prin declarațiile mele aduc atingere intereselor naționale, mă declară. Nu știu, să nu, nu mă lasă. De fapt, Adriana Bacmuțan, care s-a dus tot așa într-un fel de caravană, mi-a povestit într-un interviu cum te supraveghează. Dar repet ce spun acum la rece. Fiecare țară are dreptul. Și America, și Franța, și... Ucraina, și România, și Ungaria, și Bulgaria. Deci, asta este o chestiune. Acum, avem clar că măsura de interdicție în Republica Moldova și în Ucraina nu are nicio legătură cu o, presu o acuzație adusă că ar fi spion, se ar fi avut legături cu spionul. Și acum, stimați telespectatori, eu am susținut că această teză este aberantă, e o prostie fără margini, nu pentru că eu îl simpatizez pe George Simion, ci pentru că am o treabă cu adevărul, nu ziarul adevăr, cu adevărul. Așa am învățat din cercetarea de istorie și am această obsesie ca jurnalist adevărul. În, anii, în anul 2000, când s-a pornit o campanie împotriva lui Ion Iliescu, în legătură, era tot așa o alegere în legătură cu Firul Roșu, de Dan Deaconescu, era redactor șef al fratele, la Cotidianu. Eu, Marius Stucă este martor și telespectatorii lui, eu am dus o bătălie împreună cu Marius Stucă împotriva acestei prostii. Era o prostie, de care e Firul Roșu ce? era o, o gogomanie, la simpla verificare era făcută pulbere, pentru că se, invoca, se lua așa, un articol dintr-un săptămânal din San Petersburg, domnule, dintr-un săptămânal, cam cum era la noi, nu știu, -aș, nu, nu știu dacă acum poate fi un săptămânal, nu? scurt. Și el a spunea că din datele lor, cotrocenul lui Ion Iliescu au păstrat un fir roșu. Bun. În momentul în care apare ăsta, un organ de presă se trece la verificare. Din faptul că, pentru că o regulă, și eu am invocat-o atunci a lui BBC, de -aia o să țin mai mult acest subiect, că este senzațional, e și o lecție de eu am adus regulamentul BBC pentru că susținător, susținătorul acestei teze era BBC în limba română, condus de un domn Cristian Vititelu, am și pierdut procesul, nu vreau să spun ce meserie avea el. Și am avut, am adus, am adus cum ar veni, de o ghidu deontologic al BBC și care e valabil și pentru ziar și spune așa, niciodată nu se invocă drept sursă sigură un ziar sub prestigiu tău. Adică niciodată nu vine cnn și zice, a zis, nu știu, Realitatea Plus. A, Realitatea Plus din România poate să citeze cnn dar în, la, în, la, în acel caz era vorba de, era vorba de luarea de, de serios, fără minimă verificare de către BBC în limba română, de către Cotidianul, și alte câteva instituții de presă plătite de cedere, era campania electorală pentru președinție pentru, și în... era un săptămânal. Nu puteam să iau. Nu aveai voie tu la BBC să, să citezi într-una un săptămânal obscur. A, poți să iei de sursă, cap de știre. Adică ai citit știrea asta în ziarul, monitorul de vasului, lui, tu ești la București, la o televiziune, zici, bă, opa, ia să luăm noi. Și pre, pre, tu faci tu investigația, pe cum propriu, plecând de la ei, eventual poți să și citezi de unde plecat și vezi dacă e adevărat sau nu. În cazul, a, asta a fost una din lucrurile pe care nu eram cu Ion Iliescu, ci că eram de partea adevărului. Nu mai devreme, nu mai târziu, aseară am spus, am supus verificării și critice declarația doamnei Lasconi în legătură cu faptul că uh, fost o ambasadoră al Americii, Zuckerman, care e, e pe aici și despre care am o părere execrabilă, l-am criticat, ar fi amenințat-o, că nu știu ce, pentru ca ea să se retragă în favoarea Luțiu. Păi și am spus, am spus, repet, eu, eu fiind un tip care și băieții scoate de sărite, Zucherman care este genul de care a fost o expresie a dilismului, ca să zic așa, al Trump, care și-a bătut joc de noi și a trimis aici, nu cum a trimis Biden, ambasadoarea de acum este diplomată, adică trimit într-o țară ca România și o respect, trimis diplomată în meserie. El a trimis pe Herman ăsta, care era, este un tras un pins, un, din ăsta, un cu toate un sfer. Dar cu toate acestea, am spus, domnule, eu nu pot să verific. E o declarație. Nu știu. A zis, n-a zis, doamna Naiem n-a prezentat nicio înregistrare. Deci eu mereu v-am spus în Am o rugăminte și o să vedeți de ce insist eu asupra unei expresii. Eu nu mușc. Mușc. Și o să vedeți în cazul acesta, de ce nu, în cazul lui Simion, eu n-am mușcat pentru că tot ce se spun, toate documentele sunt supuse minime verificări critice, erau pulbere. Hai, rezistă, hai, să vă și hai să reiau să vedeți. Că acum s-au confirmat că nu e nimic adevărat. Deci, în Republica Moldova este un, un numit șalarul. Vreau să vă spun, Atole, foarte mulți dintre foști demnitari de Moldova sunt niște linge blide în România. Au afaceri în România, Mulți au absolvit Academia SRI și un sfert de ei sunt agenți de ai noștri. Și eu aș face la fel. sri îi recrutează. Acest salariu este un terchea berchea, da? El este, l-a prezentat Bogdan Iacob astăzi, el este, a fost înființat a un partid PNL Moldova și el este cetățean român și stă în România. Și el este un susținător al lui Ciucă. Omul ăsta, în deplinătatea facultăților lui Minta, dar e treaba lui, a venit și a zis așa. Că i-a zis lui, i-a zis lui, fostul șef al serviciilor secrete moldovenești că uh, Simion este interzis în Moldova pentru că e spion rus. Păi, ce este? I-a zis lui în ce calitate. Deci, trebuie să ne lămurim. Sigur că la noi mașinăria plătită ne ticăloși, ticăloșii, ticăloasele din presă, cum a făcut, imediat, ha, hau, cum să zic, cultivarea lui șalar. Bă, m nu există televiziune unde să nu apară șalarul. Șalarul, Anatole, șalarul zici. a venit B1 și contra l-a dus pe unul cheptarul. Care iertați-mă, este a fuc, absolvit, e din Moldova, deputatul de al Maesandru, Sandu și a absolvit Academia Serii. Și el era uh, din start, eu n-am crezut acest lucru, este dintr-un simplu motiv. Mă pricep la servicii. Și este greu, nicăieri în lume, este să la spectatori, cei care au condus serviciile secrete sau au lucrat operațiuni oficiale, domnule, sunt mormânt. nu scos de la ei, vă spun eu, cunosc știu, domnul, bine, să păi, predoiul. Noi să-mi permit vreodată să-l întreb ceva, că spune. E o regulă, dar nu e o regulă de că au învățat o Le intră lor în cap de nimeni. Întrebați-l pe Coldea. Eu l-am ajutat în perioada asta, pe coldea, Dar eu, dacă l-aș suna și l-aș întreba ce au, ia spuneți ce documente aveți despre jurnalistul X. Nu spune, că, că nu spune. Asta sunt ei. Doi, de când și până... A, nu mai spun de Măgureanu la fel. Deci nici unul din șefii serviciu, Helvig, mai nu spun. Pentru că e o regulă. Asta este piatra de temenie a oricărui serviciu secret. Că dacă încep să clămpân, nu mai e serviciu secret. Este, ce este? Clacă. Și atunci, a, eu am zis, nu are cum să spună fostul șef al serviciilor, chiar dacă ajungea la el, nu spune, nu înțelege, nu are cum să spună, da? Și și atunci, chiar dacă ajungea la el documentarea ăla, îi spune lui Șalaru. Bă, se întâlnește cu șalarul, Anatolie șalarul, și zice Șalaru, ia zi și mie bre, uh, uh, Simion a fost pion? Uh, da, a fost pion. e o prostie. Da, bun. Ajungem la cazul, după asta, în 2023. Să vedeți cum s-a creat isterie, se repet. Un om, un ofițer din conducerea serviciului secret militar al Ucrainei. Să precizăm. Ucraina, ca și Rusia, are următoarele servicii secrete. Rusia are un serviciu secret militar numit GRU, care a acționat la Revoluția din Decembrie, nu ca KGB. Are un serviciu de protecție internă, gen... de GRU al corespunde serviciului secret supus statului major la noi, al armatei. De a lucrat contabilă în nevasta lui Ciucă. În Asta ar fi corespondentul. Corespondentul lui SIE se numește ZVAP sau cam așa ceva. Deci este un serviciu secret din străinătate. Că iau au KGB-ul și pe plan intern este FSB. În Ucraina este așa, Serviciul Secret Militar al Armatei, care îl are pe șef la Bodunov, de la, nu mai are nicio treabă cu ce, care intoxică toată presa lumii. Vin cu și de la New York Times și. le spune tot felul de prostic, că una din misiunile unui om din Serviciul Secret este intoxice, e, mint când se uită la tine. L-am întrebat o dată pe Domnul. Preț, Silviu Predoiu, dacă, el, dacă soția lui îl crede când el îi spune că o iubește, că ei când se duc sub acoperire, au tot felul, acoperire de gunoieri, acoperire de criminal. Și mint, dar nu că mint, așa sunt ei, da? Și ăla, răspunzând unei, unui ziar, ar fi spus următorul lucru, și anume că un ofițer SBU, și ucraineni au pentru, pro, pentru protecție internă, se numește fostul KGB, SBU. Și că un ofițer SBU care lucra la Cernăuți, i-ar fi zis lui sau el ar fi aflat că l-a documentat pe George Simion, că a avut o legătură cu rezidentul din Cernăuți al FSB. Ce mă înțeles? Hai să luăm acum la verificare ca om care știu ce înseamnă servicii. În primul rând că nu avea cum să afle șeful unu din conducerea serviciului secret militar ce a zis un ofițer SBU pentru că dacă ăla l-a documentat, a făcut un raport dar nu l-a trimis. la seriul trimite rapoarte la serviciul secret al armatei și invă Nu există. E o misiune, este o mașinărie, asta și nu că birocratică, nu trimite, da? Doi, rezident nu este ofițer. Rezidentul este șeful informatorilor din o zonă. Deci dacă se, ofițerul ar fi zis ceva, n-a zis că s-a întâlnit cu un ofițer. Nu mai spun că la noi era așa, ba era GRU, ba era FSB, ba era și GRU. Nu poți să fii și GRU și FSB, că sunt două entități diferite. Bun, presupun. Și atunci am zis, bă, stai, că nu... Și el a fost la noi preluat. După asta a venit unul terțel, un gunoi. Unul care i-a și spus domnului și repet, lui George Simion, nu-l votez, deși poate că atunci când îl pun în căciul ăia cade, pentru că a promovat primul pe la Europarlament, care e Pongunoi, care este acest terheș, care după ce a fost făcut primul pe liste, parlamentar, salarii cu tare, vine și a făcut -o în alt partid, nicio problemă. A fost să candideze la președinție, n-are nicio... Mă, dar să vii să spui cu candidat o asemenea gogomanie și el era în felul următor. Și că la Bruxelles, așa suna, da? Polonezii au depus niște documente primite de la ucraineni în legătură cu faptul că uh, George Simeon este pe rus. Această declarație a lui a fost luată în cioc de toți cei de la antena 3 în frunte cu Bulibașa Gădea fără să spun o chestie minimă. Prima întrebare. Care e Bruxelles? La Bruxelles unde? La Uniuni, la Uniunea Europeană, la unde se urinează copilul ăla? La NATO, la Crish Bruxelles. Nu este Bruxelles în general? Și de Crish până și care Polonești? un polonez, doi polonezi, europarlamentar polonezi și de ce era nevoie ca ucrainenii să ca o contacteze niște polonezi să zic, alo, noi suntem de la Serviciul Secret Ucrainean, avem niște documente, o prostie, deci pica de stada. Și acum vine chestiunea legătură cu ce se știe despre servicii. Eram sigur, am presupus, am presupus, să știți, nu am mescus, că Domnul Simion a dus o activitate, cum spune acolo, revizionistă în pot, pentru Ucraina. Și, de regulă, serviciile secrete, și de la noi, și de peste tot, și de la maghiari, ăsta, când vor să justifice acțiunea cuiva, îl zice că e spion. Agent. Deci, e o chestie tipică. Așa cum mai ales am zis că și orice toți sunt uh, oamenii rușii. Oameni cu tare. Bun. Am zis așa din punctul acesta de vedere. Zic, bă, o fi scrisă, dar dacă scria asta, asta ajungea nu la... Uh, uh, dacă îl... Uh, deci aveam pe două posibilități. Ăla chiar se întâlnise că era tânăr și el nu avea de unde să știe că ăla este șeful, uh, nu, rezidentul, FSB, nu, o FSB, sau poate că a inventat ăla. Bun, în serviciile secrete sunt cele mai birocratice mașinării din lume. Deci acolo se păstrează totul. Da? Am povestit cu jurnalul lui uh, Bulgacov pe care el l-a avut în copie, a, a ars copia, a, nu, dar înainte de asta a venit ca ghebeu, i-a făcut percheziții, i-a luat jurnalul și l-a păstrat și numai în felul acesta a putut să apară jurnalul, pentru că el, dacă rămânea la el, îl ardea. Sunteți, am, în cercetarea pe care am făcut-o în legătură cu, cu Corneliu Zelea Codreanu, am găsit într-unul din două dosare lăsate de siguranță la uh, securitate care a lăsat la serii, un mărțișor legionar. Am vrut să-l și fur, dar m-am gândit că sunt camere de la vedere acolo unde Și nu e. Și atunci, presupunând că era o notă, Nu avea cum să ajungă la șeful ăla de la militar de la uh, serviciu de la serviciul militar. Dar, de regulă, presupunând, presupunând, acum nu mai, dar presupun ce în rețelământul, că George Simion a fost, era suspect că are legături cu rușii, primul lucru pe care îl face serviciul te dă în gât, oameni buni, te pune sub supraveghere. <laughs> adică cine, când, când un serviciu cum e la noi anunță că a declarat persoana nouă în păcine, apăginilor, facem o chestie diplomatică. Primul lucru pe care îl face orice serviciu secret din lume este am văzut că Cristoiu, opa, și atunci mă duc să văd ce face. Așa cum am și povestit, eram la zigzag, eram preten o relație bune cu uh, Morzov, uh, care era corespondentul agenției TAS și avea și un serial la noi și cei de la 21 sfert l-au plasat pe Pavel Coruț la mine la zigzag în, în, la Express Magazin în redacție și eu l-am făcut eu, eu n-am știut, a venit tu sunt Pavel Coruț, vreau să scriu l-am pus să scrie și chiar l-am promovat el a făcut niște, și poveste, niște rapoarte care dar el pusese ca să vadă dacă eu sunt cu ăsta dacă mă descoperea Coruț că chiar nu cu am, am, am relații prin intermediul Dinescu, da? Credeți că ei, ei, mă dădeau un gât? Nu. Fie mă urmăreau, mă puneau să supraveghere ca să vadă Morozov ce face. Că trebuie să supraveghe, trebuie să prins o rețea. Gata, am prins, gata. Îl dăm. Nu. Sau mă întoarcea, adică mă convoca și spunea, Domnule, uite, avem dovezi vieți, câte cu tare, cu tare, cu tare, cum lucrezi pentru noi și îl intoxici pe Morzov, ce mă se numește întoarcerea orchestrei. Nicăieri, când în timpul celui de-al doilea război mondial, rușii au avut un grupaj, o echipă de spioni, evrei erau și s-a numit Orchestra Roșie, Mare. Au fost prinși și întorci, așa se numește, se numește întoarcerea orchestrei, adică nemții a zis, bă, nu transmiteți la Moscova că noi v-am prins și voi transmiteți niște falsuri ca să intoxice. Ghinionul nemț a fost că unul din ei avea o convenție cu centrala că dacă într-una din scrisorile alea sau din depeșele alea, nu știu, vrea o virgulă sau cuvântul gătești sau cuvântul Gata, era semn că e fals. Și atunci rușii la rândul lor au zis, da, a, ne lăsăm intoxicați este un joc uitor, cum să cred. Dar apoi când a venit și, a, și atunci și domnul Ciolacu a zis, da domne păi cere o adresă să vedem de ce nu este el, Simeon, pe lăsat în Ucraina, da? Și eu când, când, am auzit de asta, am zis, băi, oameni bă, niciun secret, serviciul secret din lume nu-ți dă adrese, nici nu spune niciodată. Nu vom afla niciodată dacă Ilescu a avut treabă, că n-ai cum. Nu, pentru că o esență a serviciului este să nu dai nimic. Nici măcar din trecut, pentru că e riscant. Doi, în momentul în care ei, să zicem, ar fi avut dovezi că Simeon a fost prins, așa, tu te să aduci dovezi și când dai dovezi, te să dai în pentru că, să zicem, monitorizarea lui Simion a fost făcută, nu că l-au făcut că era unul după el, și era poate un prieten de-a lui și când ești nebun, când vrei să... Te costă și tu zici, băi, și mi-a zis Viorica Viorea, care era, o ținea de mână, dar de fapt era agenta noastră. În momentul care zis, ai zis, ăsta, ai terminat-o pe aia. De, iertați-mă că nu au zice, surse din, de la Kremlin ne-au zis nouă că nu știu ce ceva, face. Ceva, prima grijă, în momentul în care ai pe cineva adânc conspirat, cum îl ai la Kremlin, dacă e CIA, până îți spune un, o singură, dar nu să-l sacrifici pe la ca să dea declarații la New York Times. Și gata -ți. Pentru că un tip adânc conspirat te costă de te Te costă, pentru că te să creezi legendă, condiții, așa, așa, deci din punctul acesta. Bun. Și în neținând, în opoziție, -ă, ceilalți candidați, Joana, Lasconi și Ciucă mai ales, să se desecretizeze, domnul Ciolacu îl apără pe Simion, Simion este spionul rus, deci uh, Ciolacu ajută un spion rus. În piesă a intrat cu toate balele de rigoare, Antena 3, ați văzut și noastre, pe Porumbel cu care mai avea un pic și, cum să zic, îi dădea lui, pe ăla cu sutienul în cap. Bun. Și o parte din presă. Eu n-am mușcat și v-am spus de ce. Pentru că dacă, pentru că, și de ce spun n-am mușcat? Pentru că toată această tărășenie era o manevră de -a genială a lui Ciolacu. Acum am dat seama. Genială. Și eu am această chestie și eu jur că până în fața plutonului de execuție nu vreau să mușc. Adică nu vreau să mă creadă cei care pun la cale tot felul de manevre că eu sunt prostul care mușc. Și ce cred eu, dacă vă uitați așa cu atenție, veți vedea una dintre cele mai mari lovituri care poate să-l ducă, dacă nu sigur, pe... pe de Simeon în turul al doilea, ceea ce vrea Ciolacu. Pentru că acum rezultă nu numai că n-a fost spion, dar rezultă că chiar a fost unionist. Păi când aud românii de aia naționaliști, cum bă, era unionist, ai văzut, mă, îl persecutau Uh, ucraineni, că era voia Bucovina la țara mamă și Basarabia să unească cu România. Oh, pe toți unioniștii îi câștigă. Deci, pe de-o parte, dar uitați-vă cum a jucat Ciolacu. Ciolacu uh, a zis, uh, a, la un început a zis, domnule, s-ar putea să fie cu tare, cu tare. De el știa că nu e. Avea adresa după asta, i-a lăsat pe proști de când contra candidat să spună, desecretizați, desecretizați, bă, dar dobitoși erau. Adică, bă, dar tâmpiți, mă, nu aveau desecretizați și el, el, el juca adică el știa că nu ai, nu e nimic. Cu două zile înainte a zis că nu e spion rus, dar i-i lăsa că putea să desecretizeze cu o, să, știu, o lună. Nu. No. I-a tocat, i-a tocat. Și ăștia au căzut. Stima televizor. Omul care mă miră, care mă miră mine, este Ciuc. Mă, ceva e în Ciuc a fost în prima linie a acestei acuzații, spionul rus, și a cerut să desecretizeze. Oameni buni, pe la scoane o înțeleg, da? Mă, e la scoane. Da, pe care a lucrat la NATO, păi cum ce la NATO? Tu știi foarte bine. Dar nu. Și ajungem la Ciucă. De două ori șef de stat, a fost șef de stat major, ministrul apărării și în această calitate îi știe pe ea de la serviciul secret militar al armatei. Era simplu. Sunai pe unul din ei și spune și mie ce țar, cu ce, cum, uite ce acuzații se aduce de presă și la lui Simion și spune ce ar putea fi și el spune ce am zis eu, bă, nu există Cum a putut așa ceva? Bă, să muște el? Doamne, cum vrea să fie asta președinte în România? El va fi în stare, vine unul la el și îi spune, știți, Ion Cristoiu este spion rus, l-am documentat noi. Și el este pe post și zice, Cristoiu spion rus. Dar încă o dată, nevastă s-a lucrat la serviciu ăsta militar, care, dar îi spunea un sergent major de la, nu la serie, la serviciu la că e o chestie, ce banale de servicii, da? Așa, deci, părerea mea, acum singura întrebare pe care mi-o pun și vă mă rog să răspundeți noastră, că eu sunt ziarist, este dacă Antena 3 a fost sau nu în piesă. Pentru că cea care a propulsat, care a făcut să vină Simion, Gândiți-vă că s-a ridicat așa tensiunea. George Simion spion spion, 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 spion. Ah, 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 ah. El se duce. Scrie că dacă se dovedește, este din cursul. Au, oh, 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 oh. desecretizăm, desecretizăm și bine, ploși, se desecretizează. Întrebarea este dacă. Antena 3 a, a fost în piesă. Adică dacă gâdea a fost în piesă, dacă porumbel furioasă a fost în piesă, nici așa nu e corect. Nu pot să spun nimic. Acum, dacă mă uit bine la ce a făcut, cum le-a tras-o definitiv, în primul rând că s-a închis discuția și doi, Simeon a mai câștigat 10% că în sfârșit s-a dovedit că el este unionist. Ori în România e un electorat, nu știu, 5% cât o fi unionist. ar trebui să mai vorbesc și despre alte lucruri, dar m-am consacrat acestui lucru pentru că este o lecție. Noi, eu nu voi mușca nici, aveți încredere, poate pot să fiu tras soare, dar nu mușc primul lucru pe care îl fac și vă sfătuiesc și pe noastră. Întotdeauna când apare o ceva, fiți, pune sub semnul întrebării. Zice, bă, ceva e neregul. Nu știu, e, e, mai bine să fiți suspicioși decât să treceți drept proști. Toți ăștia care au mușcat din presă sunt proști acum. E interesant, ca să fiu corect, Tapalaga a scris dimineață și asta era un semn că știa, că, domne, nu e spion și că a dus o activitate revizionistă și unionistă. Ori a intuit, ori știa deja de comunicatul care se va da seara. Deci, oricum, genial a fost. Ați văzut cum, lucrat cum? a lucrat și ăla? Dacă a lucrat cu antena 3. Deci, repet, situația ambigă. E uh, tot așa. Deci, domnul, uh, e spion rus? Doi <fie> eu am făcut o adresă proștii, lascune. Desecretizează, dacă, pentru că dacă desecretizează do acel document, este clar că Simeon este spion <laughs> și nu mai intră în turul 2. Da? Și celălalt cu care bănuiesc, care un mare interes să Simeon în turul a zis, da, 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 bă, gata, n-am ce face, trebuie să de -se... dacă desecretiza, fără lătrăturile astea din cantitatea luat cantitatea, suna ca dracu. Adică spunea, ai mă, ai pus la calin? Nu, a zis el, genial e tipul. am zis, aveți grijă când stați de vorbă cu la poșetă și la portofel, este unul dintre cei mai șireți politicieni, cred că Iliescu legalează și Cred că alături de el poate fi Hrebenciuc, dar el este de 100 de ori decât Hrebenciuc, mă Și el a, de -a, -a declarat că de Sunt curios ce zice Ciuca acum. O să spună că nu e adevărat, că premierul minte și că e spion rus. Ce mai spune -ți? spion rus? Până când singura salvare a domnului Ciucă, singura lui salvare, singura lui salvare, domnul Ciucă, este să intre în turul 2 simion. Că atunci poți să spui partidului, cum am zis, bă, ai văzut, a fost o manevră. Dacă intră la scoanii, dacă intră la Partidul Național Liberal e pa, tot partidul, adică, în primul rând că l-ar obliga, ai gândiți așa neamunțe, l-ar obliga, i-ar obliga pe Penelis să îndemne electoratul. Dacă intră la scoană în turul 2 cu Ciolacu, spuneți-mi și mie, ce face PNL-ul? Îndeamnă să-l votezi pe Ciolacu sau pe Lascone? Dacă îndeamnă să-l votezi pe Lascone și Lascone ajunge președinte. Este clar că în, la, pre, la alegerile pe USR-ul ia locul PNL-ului. Și în felul acesta, cei din PNL sunt obligați să se sinucidă în orice împrejurare. Mulțumesc, la revedere!